Ziua asta merge din ce în ce mai rău și nu-mi vine să cred. E bine, hai să vă povestesc totul pe scurt. Este dimineață, cum mă duc la lucru, șeful meu m-a concediat. Iar după, m-am uitat puțin în portofel și am văzut că nu prea mai am bani. Și nici nu mai pot da cu ochii la familia mea. Nu mai am cu ce să-i hrănesc. Iar acum, trăiesc sub o stâncă. Lucrurile chiar au luat o întorsătură drastică. Totuși, aș vrea un miracol să se întâmple ca să îmi facă ziua mult mai bună. De parcă totul nu era rău. Ce ar putea oare să se îmbunătățească în lumea asta? Ha? Ce-i aia? O căzut cumva niște iteme? Stai așa. What? Ce se întâmplă cu cerul? Cad iteme din cer? Ce se întâmplă? What? Nu-mi vine să cred. Vorbele mele au ajuns la noci. Și în sfârșit au fost ascultate. Un axolotl. Ce drăguții. Ce se întâmplă? Peste tot numai iteme. Diamante? Netherite? Nu-mi vine să cred. Noci chiar ține la mine. Dar da, dragilor, bine v-au regăsit la un nou episod din Minecraft, dar plouă iteme din cer. Am zis așa de final de săptămână să ne bucurăm și noi de puțină dragoste din partea zeului nostru Notch, fiindcă până la urmă o creat Minecraft-ul și ar trebui să ne dea și nouă niște daruri, să zicem așa, și uite că se îndeplinește chestia asta și dacă mai rămân mult, cred că o să se facă un lac mai mare, încât nu o să mai reziste PC-ul meu, așa că va trebui să plecăm de aici. Ei bine, care este challenge-ul, provocarea episodului, să zicem așa? Ei bine, de data asta vreau să batem Wither-ul, dar ținând cont că în episodul anterior, din Minecraft, dar nu am bătut Wither-ul, trebuie să batem 2 Wither ca să ne completăm challenge-ul, deci o să fie puțin mai greu. Și totuși, până una alta, trebuie să ajungem și în Nether, fiindcă până la urmă trebuie să facem rost de Soul Sand și, nu știu, Notch, îmi dai și mie niște Soul Sand? Poate găsim pe aici Soul Sand, cine știe. Dar sunt curios oare cum ar reacționa sătenii dacă ar vedea toată chestia asta. Bine, nu știu dacă ar reacționa. Și vă, pantaloni enchantați! What? Totemul fantaing! Am completat toată armura. Ești nebun. Dă și papucii și mă simt câștigat până la urmă. Cască de diamant. Mamă, armură, unelte, dar deja se provoacă și lag. Deci nu o să pot sta aici prea mult. Vreau să mă duc puțin în explorare și să văd ce găsesc pe aici până una alta, fiindcă va trebui să mai găsim un Wither Star și să facem rost și de niște bucățele de Soul Sand. Am găsit artificiile. Yes. Oh my god, nu mai avem nevoie de chestia asta. 5 firework. Cu chestia asta nu mă pot duce prea departe. Dar dacă mai dau cumva de niște artificii, cumva artificii cu pro, o partea bună e că poți să te duci ușor prin iteme și să găsești ce vrei, dar nu de fiecare dată îți dai seama ce îi, fiindcă cad o grămadă de iteme și la cât de multe nu mai poți să le diferențiezi. 3 artificii în plus. Asta e destul de bine și Wither Star! Exact ce-mi doream. 3 Wither Star-uri. Nu o să bat 3 Wither în niciun caz. Asta ar fi prea mult pentru mine și mai multe artificii. Ok, asta nu e deloc rău. Între timp mă mai maxez și eu pe Golden Apple-urile astea, că nu zic nu. Și hai să zburăm de aici, dar nu înainte de a mânca. Și by the way, stai așa că nu am ăsta. By the way, vă place noua mea capă? Uite ce drăguței, are fățucă de ornitoring. Un abonat mi-a făcut o cadou și mulțumesc mult pe această cale. Și hai să mergem să căutăm un sat. Poate pe aici prin deșert avem mai multe șanse să găsim ceva. Și uite cum se spawnează itemele. Dar trebuie să economisim cât mai multe. Dacă nu mă înșel, am văzut mai demult și lavă. Facem o mică săpătură aici. Da, nu pot să zic că am avut zile mai bune, dar hai să ne păstrăm calmul și să vedem ce putem face. Încerc să fac un portal de Nether, nu știu cum se face, dar de fiecare dată îi uit rețeta, așa că o să mă prefac că știu ce am de făcut și între timp voi bucurați-vă de show, fiindcă în momentul de față trebuie să încerc să fac un portal și asta ar fi interesant.
Și bineînțeles că am dat greș. Nu-mi vine să cred că pot să uit o rețetă de portal chiar atât de ușor. Norocul face că mai avem pe aici destulă lavă cât să facem un portal. Partea bună și frumoasă, dar trebuie să am mare grijă să folosesc lava asta cu înțelepciune, că nu am ocazia să fac prea multe greșeli. Și, bineînțeles, e bine să te prefaci că știi ce faci, dar pentru orice eventualitate aveam și un pickaxe. Acum mi-am dat și o seamă că aveam un pickaxe, incredibil. E, asta e, se mai întâmplă să mai și dai greș, dar sper să nu vină creeperii aia încoace, că am văzut, uite-l pe nemernic. Să nu vin încoace, domnule creeper, că o să mă bubui. Ia să vedem. Te crezi bun? Te crezi bun? Hai. Ia să te vedem. Haide, frațiorule. Ia. Ce l-am păcălit. Și mi-a mai lipsit aici o bucată de obsidian. Haide mai sus. Sunt prea gras. Stai așa. Hai mai sus. Pe bune. Pe bune că nu mă lasă apă. Asta e, se mai întâmplă. Și acum pot să mă duc în Nether? Cred că cel mai bine e să rămânem la vechile obiceiuri. Adică, ce, cât de rău poate să fie până la urmă. Hai deodată, aprinde-te frumosule, că nu mai am lemn la mine, nu de alta. Vrei să te aprinzi? Hai, te rog. Oh, nice! Vechile obiceiuri nu se sting niciodată. Ok, chestia asta nu o suna bine, dar nu ești nebun. Cât noroc pot să am și plouă și aici cu iteme. Incredibil, opriți-vă băi, opriți-vă, stai că ăsta e pe... are mult prea multă viteză, scheletul. Mamă, spam de Souls and Valley, incredibil, ritmul ăsta mă pot duce să bat dragonul și... Bă, da, știi ceva, mi-a venit o idee foarte bună, hai să mergem să batem dragonul. Suntem totuși pe flex, să zicem, avem și a breaking 1 pe Elytra, cât de rău poate să fie, trebuie să găsim noi... Ce ziceam? Uite Nether Fortress-ul. Asta e că n-am intrat cu cum trebuie în el. Trebuie să mă așez undeva. Și uite Nether Fortress-ul. Iar pe sus, pe undeva, pot să intru? Nu prea văd o cale de intrare. Așa că va trebui să sap cumva în jos. Și să caut spawnerul de blaze-uri. Ba, uite-l. Oh my god. Văd și spawnerul. Nice. Dar nu am săgeți, acum am realizat. Mamasita, câți blaze sunt. Stai așa, mâncăm un mărope dat de noci. Și ne ducem să-i batem. Avem fire protection. Nu ne mai trebuie altceva. Vă rog, ziceți-mi că îmi dați multe blaze-uri. Asta îmi trebuie de la viață. Nu îmi trebuie diamant. Diamantele sunt trecutul. Nu mai contează. Am luat cumva diamantele înapoi? Nu. Hai să te batem și pe tine. Te rog, dă-mi blaze. Nu mi-a dat blaze. Dar ce am pe sabie? Sharpness 4. Asta e OP. Nu știu, eu de obicei folosesc smite-ul, fiindcă e mai mult pentru scheleți și pentru zombie, dar totuși văd că sharpness-ul e mult mai bun decât smite-ul. Așa că puneți că o să-l folosesc mult mai des. Sau poate că e cam aceeași chestie, fiindcă e sabie de netherite, dar cred că va trebui să mai aștept să îmi dau seama. Nu mă bați tu așa pe mine. Hai că am făcut rost de 4 blaze-uri. Mă duc și bat și niște Enderman. Bă, dar stai puțin. De ce să bat Enderman când pot să mă duc direct la Piglin? Chiar nu credeam că și siltace o să fie atât de folositor, dar m-am înșelat pentru că uitați-vă cât gold ne-a adus. Doar din un stack și câteva blocuri. Acum, cred că chestiile astea le putem arunca aici, fiindcă nu mai avem nevoie de ele. Și e timpul să căutăm un piglin, dacă mă înțelegeți ce spun. În sfârșit te-am capturat. Haide încoace. Haide încoace că nu ți mai merge cu mine. Stai așa. Sper că nu mai este vreunul pe aici. Pentru siguranță cred că o să protejez toată zona asta din prejur, fiindcă e destul de periculos pe aici. Și hai să-ți arunc toată prada pe care am adunat-o. Stai așa. Trebuie să o arunc aici mai sus ca să o și prins. Și te rog, dăm niște perle, fiindcă de perle am nevoie. Nu am nevoie de altceva. De fapt, de niște săgeți dacă ai cumva. Ia să vedem. Ne mai aruncă și el pe aici. Piele, oh, ok, interesant.
Cred că ce o să păstrez o să fie doar perlele și niște săgeți. În rest nu cred că o să iau nimic. Și sper să mai dea ceva nenorocit ăsta să... Pe bune că acolo arunce itemele. Pe bune! Băi, eu nu te cred. Din un steak și 13 bucăți cred că erau 3 perle. Pe bune. Doar atâta poți? Adio. Mă duc să caut un biom de Enderman. Ei bine, nu cred că mai este nevoie să repetăm discuția legată de Enderman. Știu deja că sunt extrem de ghinionist. Și da, pot să mai fac trade cu piglinii, dar până îmi dau ei perle, cred că mai repede fac rost de la sursă. Chiar dacă asta înseamnă să stau o oră și ceva doar după perle. Sincer, nu cred că o să mai fac provocări de genul ăsta în care să bat dragonul, că mă doare capul de la câți Enderman am bătut. Oh my god. Și aici este lag. Incredibil. Hai să vedem unde este stronghold-ul, că m-am săturat deja de cât timp stau aici. Nice, în partea aia. Am mai lucidat un mister. Se pare că până la urmă era insula cu flori. Nu știu de ce, dar mă tot învârt aici și hai să vedem. Vreau o dată să dau de stronghold-ul ăsta, fiindcă a pierdut deja două perle și n-aș mai vrea. Nu știu, îmi place să mă risc, adică mă tot duc în jos și vreau să văd unde ne ducem. Așa că, yay, oh my god, nu-mi place ce aici, nu-mi place ce aici. O intrare spectaculoasă și o ieșire și mai spectaculoasă. Hai să ieșim cât mai repede posibil. Sparge. Valea. Hai să vedem cât de rapid. Facem speedrun. Blocăm aici că nu se știe niciodată și, domnișor, hai încoace. Cu ce să te lovesc? Bane of Arthropods sau Sharpness? Hai încoace, te lovesc cu Sharpness-ul. Nu te pui tu cu Sharpness-ul meu. Băi nebunule. Ok. Mai văd aici un chest. Nimic interesant. Mereu cu noi în stronghold-uri. Nu știu ce se întâmplă. Și... portalul. No! Mamă, ce explodat pe aici. Și vin piticii ăștia. Nu-mi plac piticii, nu-mi plac piticii. Ce să mă fac eu cu piticii? Oț! Să vă văd acum! Hai, să vă văd! Care? Hai, mă mai atacați sau nu? Ok, asta e șansa mea să ajung în end. Și bam, bam, șpam, 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 bang, bing, bong. O perlă. Aveți cumva să dați o perlă? Hai că culmeam mai. Am aici cu mine echipat, avem perle destule, dar... A, uite aici una. Și... Ok, spawnul nu este prea favorabil și... Bine că aici plouă, dar Nether nu plouă, sau poate că au plouat deasupra bedrock-ului. Cine știe. Acum hai să scap eu rapid de toate cristalele astea și vreau să văd cum ar decurge o bătălie cu Withery și dragonul în end. Haide bă! Așa! În mare parte am rezolvat cu toate turnurile. Acum ce mai lipsește ar fi Withery. Avem aici o bătălie crâncenă între doi Withery. Sunt destul de stupid. Am uitat capetele. Aha. Mă tot uitam la Nether Star-uri cu gândul că astea sunt capete de Withery. Incredibil. Băi, cred că atunci provocarea e să terminăm cu dragonul ăsta și să ne ducem acasă, că deja au plouat cu destule iteme din cer și sunt gata să-mi accept pedeapsa de la familie. Să vedem. Haide, dragonule, e timpul să te omor. Ăsta e, dragonule. Te-am bătut cu stil. Vreau să mă duc acasă. Nu mai contează nimic. Vreau să plec acasă până nu-mi pușcă calculator din cauza itemelor de pe jos. Probabil într-un viitor o să punem acolo o bătălie crâncenă între dragon și Withery, ar fi destul de interesantă. Dar ținând cont că am modificat acolo puțin, eu zic că mergem pentru provocarea de episodul de astăzi. Deci dacă v-a plăcut episodul, știți prea bine ce aveți de făcut. Un mic like și un subscribe, aș aprecia chiar foarte mult. Și bineînțeles, ca de fiecare dată, până data viitoare, eu am fost Ionuț. Bye bye!